Deși mai mulți cetățeni s-au plâns de faptul că unii dintre pomii din parcul amplasat în vecinătatea teatrului au fost tăiați, acest lucru nu s-a întâmplat. Arborii au fost scoși cu rădăcină cu tot, fiind replantați în altă zonă a municipiului Petroșani. De tăiere sau extragere a scăpat inclusiv pomul declarat monument al naturii. La finalizarea lucrărilor de reamenajare a centrului localității, în zona din care au fost scoși cei câțiva pomi, vor fi replantați alții. Toți pomii care s-au tăiat sau au fost scoși vor fi replantați în alte zone din municipiul Petroșani și tot în parcuri, iar pe zonele unde au fost scoși pomii respectiv, au fost scoși, n-au fost tăiați, iar pe zonele în care au fost scoși se vor replanta alți pomi conform proiectului care îl avem în desfășurare. 100% așa se va întâmpla. Lucrările de modernizare a centrului capitalei Văijiului urmează a fi încheiate în această vară.